Istoria țărilor române amintește cu precădere nume de bărbați și faptele lor remarcabile. Prea puțin se pomenește însă despre femeile care au stat alături de acești bărbați vestiți și care, prin personalitatea și influența lor, au determinat cursul istoriei. Secolul XVII românesc a fost marcat de câteva domnii de principi luminați care au pus bazele culturii naționale moderne. Începând din anul 1632, vreme de 20 de ani, pe tronul țării românești s-a aflat Matei Basarab, fostul Agă Matei din Brâncoveni, un boier pământean, mare conducător militar, dublat de un politician și un diplomat priceput. Titlul de agă însemna conducător de oști și de pe această poziție, cu ajutorul trupelor sale de seimeni, Matei Basarab a câștigat domnia prin luptă cu rivalii săi și a menținut-o vreme de 20 de ani. 20 de ani în care domnul s-a confruntat cu cotropitorii turci, cu răzmerițele din interiorul țării, precum și cu frații moldoveni, conduși de omologul și marele său rival, Vasile Lupu al Moldovei. Cu tot acest zbucium, Matei Basarab a asigurat o domnie renascentistă luminată, a introdus o serie de reforme sociale și culturale care au prefigurat epoca modernă. A înființat tiparnițe, de unde au ieșit primele cărți în limba română, a emis codurile legislative laice și bisericești, îndreptarul legii și pravila de la Govora, a făcut danii către locurile sfinte și a ctitorit o serie de mănăstiri fortificate pe care le-a împodobit și însestrat cu neprețuite obiecte de cult. Dar toate aceste reușite ale carierei sale s-au datorat și faptului că Matei Basarab a avut alături, vreme de 40 de ani, o soție remarcabilă, pe doamna Elina, o femeie de mare cultură, urmașa vestitului neam de cărturari al năstureilor din Herești. Când de obște în istoria noastră, femeile rămân în planul 2. Dar lucrul acesta nu se întâmplă totdeauna. Și în secolul 17 avem o excepție fericită în persoana Elinei, soția lui Matei Basarab. Cine este Elina? Este o munteancă din familia năstureilor, căsătorită cu boierul Matei Aga Matei din Brâncoveni, care în 1632 avea să ajungă domn al țării românești. Este una din figurile deosebite ale istoriei noastre, este socotit cel mai mare ctitor al României medievale și pe bună dreptate, pentru că așa cum avea să facă și urmașul lui, Constantin Brâncoveanu, oamenii aceștia au fost excepțional gospodari, au fost acuzați de o fiscalitate excesivă, însă tot ce au adunat au întors țării sub forma unor ctitorii absolut notabile. Și dacă acest Agă Matei este interesant, este valoros pentru istoria noastră sub aspect cultural, deopotrivă el are câteva caracteristici pe care ar fi bine să le reține. Și anume, el înlocuiește un domn numit de poartă, un domn, e vorba de Leon Vodă-Tomșa, supranumit Stridie, care încerca să grecizeze țara, încerca să deznaționalizeze aici, în asemenea măsură, încât toată lumea îi era potrivnică. Și asta l-a ajutat pe Matei. Sigur, el a folosit cu mare pricepere relațiile lui cu Pașa de la Dunăre, cu Abaza Pașa, relațiile cu Gheorghe Racoții, principele Transilvaniei, dar se poate spune că el este unul din primii domni aleși de țară
și poarta nu vine decât să confirme o dorință a românilor. Lucrul este foarte important. Și cred că mai e un element benefic în viața acestui oltean, și anume căsătoria cu Elina din familia Hereștilor, din familia Năsturel, pentru că e vorba de un aport de prestanță, dacă vreți. Atât tatăl ei, cât și mama fac parte din ceea ce s-a numit casa lui Mihai Viteazul. E vorba în primul rând de mama ei, de Spina. Dar mai este ceva. E o familie educată. Este o familie de factură renascentistă care pentru cei patru copii ai ei aduce profesori fie din Occident, fie din Orientul Rusesc. Și așa se face că învață latinește, învață slavonește, limba română o cunoaște foarte bine și Elina, alături de cei trei frați ai ei, este un copil informat, apoi o adolescentă cultivată. Doamna Elina a fost egală a soțului ei. Ea și nimeni altcineva a deținut regența în perioada în care domnul era fie plecat la luptă, fie bolnav în urma rănilor primite în bătălie. Investită cu autoritate, doamna Elina a stat la cârma țării, a purtat corespondență cu mai mari vremii, a semnat în nume personal documente oficiale. Ea și fratele său, eruditul logofăt Udriște Năsturel, au fost primii sfetnici ai domnului în probleme de politică internă și externă. Și tot ei probabil au influențat acea minunată înflorire a culturii românești care caracterizează domnia lui Matei Basarab. Prin căsătoria cu Aga Matei, ajungând prima doamnă a țării, Elina este ceea ce Nicolae Iorga va numi o patroană literară. Pentru că ea, dincolo de obligațiile de curte care o fac să apară pe tot ce se publică sub egidă princiară, să-i apară chipul, să-i apară semnătura, este în afară de îndoială că participă la tot acest program cultural al soțului ei. Ce înseamnă acest program cultural? În primul rând, este vorba de numeroase ctitorii, mănăstiri și biserici, pe care înțeleptul și, aș zice, chiar vicleanul Matei Basarab înțelege să le transforme în adevărate cetăți. Suntem într-o vreme când dominația turcească interzicea românilor să-și constituie, să-și organizeze un sistem eficient de apărare, adică cetăți care până la urmă ar fi stat în calea turcilor. Și atunci, cum religia ne era îngăduită, turcii nu s-au amestecat niciodată în organizarea bisericii ortodoxe în țara românească și în Moldova, Matei a transformat aceste ctitorii ale sale, multe sunt rectitorii, el de fapt a avut 30 de mănăstiri pe care le-a ctitorit sau rectitorit, dar dincolo de asta, el le-a transformat în solide, foarte solide cetăți de apărare. Așa se face că foarte multe din construcțiile acestea nu cuprind numai ziduri și o biserică, un lăcaș de cult, ci și construcții foarte solide, casă domnească, în care vodă și soția lui își petreceau timp îndelungat. La mobilarea acestor case, la fasonarea lor, la ridicarea planurilor, va fi contribuit fără îndoială și Elina, soția lui. Nu insistăm niciodată de ajuns asupra înțelegerii dintre soți. Oamenii aceștia s-au înțeles toată viața foarte bine unul cu altul.
au avut un mare necaz, o mare nefericire. Ei n-au avut copii. Și atunci au înfiat pe un nepot al Elinei. Este vorba de băiatul marelui cărturar, marelui învățat, marele logofăt al țării, la un moment dat, Udriște Năsturel. Acest băiat mateiaș, educat cu mare grijă și cu mare iubire, nu a rezistat. La 17 ani avea să moară la Constantinopol. Dincolo de acest episod tragic și foarte omenesc, ei aveau să-și continue însă o viață interesantă sub aspectul dotării țării cu o serie de instituții și, în primul rând, cu orientarea aceasta umanistă spre o cultură foarte diversificată. O materializare a acestor proiecte este aducerea unor tipografii de la Petre Movilă, de la Mitropolitul de Kiev. Acum, în vremea lui Matei Basarab, se mai întâmplă un lucru neobișnuit în spațiul românesc. Este vorba de o concurență, o concurență benefică, în cele mai multe cazuri, o competiție. Este o concurență culturală între Matei Basarab și omologul lui din Moldova, Vasile Lupu. Și unul și altul au fost foarte preocupați de introducerea limbii române, de folosirea limbii române în biserică, în școală și, în genere, de cultivarea omului obișnuit din țară. Și unul și altul s-au interesat de un aspect esențial în buna funcționare a unui stat, și anume adunarea tuturor normelor juridice într-un cod de legi. Și așa se face că Matei Basarab, de pildă, publică Îndreptarea legii și Pravila de la Govora, care este destinată clerului românesc. Toată lumea a auzit de străzile din București numite Matei Basarab sau logofăt Udriște. Puțin știu însă că aceste străzi se află pe locurile unde odinioară se întindea moșia părintească din București a boierilor Năsturei. Logofătul Udriște Năsturel, fratele doamnei Elina, a fost cel dintâi cărturar român al secolului al XVII-lea. Un mare erudit, primul scriitor de limbă română, autor de lucrări inedite și traducător în românește a unor scrieri celebre de religie și literatură, cum ar fi Imitatio Christi a lui Thomas a Kempis. Sora sa, Elina Doamna, a avut parte de aceeași educație și deschidere culturală specifică unor principi renascentiști europeni. Legătura ei teribil de afectoasă cu fratele, cu Udriște, face ca, de pildă, la un moment dat, acesta să aibă niște predoslovii, niște prefețe la cărți bisericești și, între altele, este o epigramă închinată sorei lui. Este un elogiu făcut femeii, dar femeii particularizate, sorei lui, Elina, și el prezintă foarte frumos, cu mare gingășie, cu mare tandrețe, nu numai calitățile sorei lui, dar și originea numelui. El spune că Elena vine de la cuvântul grecesc Elaos, milă. Și se pare că, într-adevăr, aceasta a fost, dacă vreți, și caracteristica acestei femei. Foarte grijulie către cei din jur, și a mai făcut un lucru. Toată viața a fost foarte atentă la numele de român, la prestanța acestui nume și, folosind puțină imaginație, o putem îmbrăca pe Elina și pe soțul ei
în costume din secolul al XVII-lea. Ca să înțelegem strălucirea acestei curți, dacă vreți, felul de stins în care trăiau acești oameni, felul luminat și tolerant în care au promovat cultura, iată, de pildă, o dovadă a acestei toleranțe și a acestui fel luminat de a aborda religia creștină în variantă catolică, este traducerea pe care o face fratele doamnei Elina a lucrării faimoase Imitatio Christi a lui Thomas a Kempis. Exista un obicei în țara românească ca boierii, oamenii cu averi mari, spre sfârșitul vieții, să închine o parte din bunurile lor locurilor sfinte, de la muntele Sinai, de la muntele Athos, de la Patriarhia din Alexandria. Era un lucru bun, era un lucru pios, dar se încheia în acest fel un contract, un contract de natură spirituală, dar și materială. Locurile sfinte trimiteau egumeni care administrau aceste bunuri. Bunurile însă erau concedate călugărilor din Orientul Ortodox cu niște clauze. Erau obligate aceste așezăminte închinate să întrețină spitale, școli, chiar aceste moșii să fie bine exploatate, bine gestionate. Lucrul acesta nu s-a întâmplat totdeauna. Și asta îl face pe Matei Basarab să interzică în continuare închinarea acestor biserici, acestor mănăstiri către locurile sfinte. Politica lui, gestul acesta, putea să creeze o stare de tensiune cu ierarhii de la muntele Athos, de la Ierusalim sau de la Alexandria. Nu s-a întâmplat așa ceva. De ce? Pentru că paralel cu această restricție care însemna păstrarea în patrimoniul țării a unor bunuri aparținătoare țării, paralel cu această restricție, el face niște danii foarte, foarte generoase. Aproape nu e mănăstire de la muntele Athos care să nu fi fost înzestrată de domnii români. Și dintre aceștia, poate că cel mai generos, cel mai vașnic și constant susținător al lor a fost Matei Basarab. Sunt donații ale lui și în donațiile acestea, alături de chipul Domnitorului, apare totdeauna și cel al soției lui. Dacă domnia lui Matei Basarab începe în chip neobișnuit, pentru că, așa cum aminteam, este ales de țară, chiar dacă are susținere externă și pe urmă poarta trebuie să confirme această domnie, sfârșitul avea să-i fie la fel de neobișnuit. Matei moare în urma unei răscoale a slujbașilor lui, a seimenilor. Și aș zice că e multă cruzime în purtarea lor. Erau oameni de care vodă să îngrijise foarte bine, dar acum, la sfârșit, întârziindu-le plata lefurilor, aceștia s-au purtat ingrat cu el și atunci acești seimeni răi și nemulțumiți și zurbagii, în ultimul an al vieții, pe ultimele zile de viață ale voivodului, voivodul a murit la Târgoviște, îi strigau la fereastră: du-te să te călugărești, retrage-te, nu te mai vrem vodă, nu te mai vrem domn al țării. S-a spus și pe bună dreptate, credem astăzi, că Matei Basarab, rănit în lupta de la Finta, e vorba de lupta pe care a dus-o cu Vasile Lupu, domnul Moldovei, rănit acolo, a fost tratat de un medic
polonez trimis de principele Transilvaniei. Sigur că medicii din secolul XVII nu erau toți foarte știutori și, de fapt, în cronica țării nici nu-i numi doctori, se spune bărbier, pentru că principala lui știință era a scoate sânge, a lua sânge pacienților. Acest bărbier polonez i-a tratat rana, însă s-a lăsat mituit și de boierii dușmani, boierii vrăjmași lui Vodă și i-a otrăvit. Încât Matei Basarab a închis ochii în 1654, se pare, otrăvit. A murit la puțin timp după soția lui, care stătuse alături aproape 40 de ani și este frecventă această trecere dincolo a soților, unul după altul, după o căsătorie, după o viețuire împreună, îndelungată și fericită. Și cred că tot ce a rămas de la ei, tot mai puțin astăzi, pentru că ctitoriile lor se distrug, se dărăpânează, sunt brutal modificate, ori restructurate din temelii, dar tot ce a rămas de la ei arată această înțelegere, această comuniune sufletească care i-a unit în viață. Numai această înțelegere între soți a făcut posibil întregul program cultural al domnitorului și participarea atât de eficientă a soției lui la el. Se regăsește în portretele votive care s-au păstrat aici colo, în biserici, dar se simte și în această osârdie a voievodului, osârdie mereu renoită, izvorâtă dintr-o viață armonioasă, o viață echilibrată de familie.